Fragment online. Consiliul local este întâlnit în ședință legal constituită și poate desfășura material de ședință și procesul verbal al ședinței din 6-7-2023 pe care îl supun la vot. Votul pentru. Vot. Pronunțați cu voce tare câte au fost pentru, câte au fost... Nu se vede toți. Am înțeles. Voturi pentru. Împotrivă. Se abține cineva? Deci cei 15 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abține. Dau cuvântul domnului președinte de Răvan Dragoș Cepac. Mulțumesc. Bună ziua. În conformitate cu prevederea articolului 133 din ordonanța de urgență 57/2019 prin cod administrativ, dau citire proiectelor din data de 31 iulie 2023. Primul, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului pe trimestrul 2 al anului 2023. Numărul 2, proiect numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului contribuției Consiliului Local Comunii Satuș la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap și aprobarea contractului cadru de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru 2023. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor, respectiv a sporturilor, cadru de prestare a serviciilor privind derularea măsurilor educative pentru perioada 2023-2026. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind desfășurarea activității culturale a zilei sau scopului ediția 5. Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie, octombrie din anul 2023. 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli de anul 2023. 7 diverse. Vă rog frumos cine este de acord cu ordinea. Voturi pentru, voturi împotrivă, se abține cineva. Bă, 15. Începem cu subiectul numărul 1, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului pe trimestrul 2 anul 2023. Comisiile, vă rog frumos. Comisia 1. Favorabil. Comisia 2. Favorabil. Cu discuții. Comisia 3. Favorabil. Cu discuții. Vă rog frumos înscrierile la discuții. Domnul Apostol. Da, domnul Apostol și pe urmă domnul Ienache. În proiectul propus, dezbaterii și aprobării astăzi, se face analiza execuției bugetului pe trimestrul 2 la secțiunea de funcționare și la secțiunea de dezvoltare. Secțiunea de dezvoltare. Și nu pot să nu remarc, de fapt, de fiecare dată, că secțiunea de funcționare are o execuție, în procente vorbind, de 100 și ceva la sută, vă spun, are 76,2%, deci pe funcționare, iar pe execuție, contul de execuție are 26,34%. Asta înseamnă că mai mult consumăm decât investim, mai mult consumăm cu funcționare, cu cheltuieli materiale, cu orice, cu salarii, cu furnituri de birou, cu iluminat public, cu ce-o mai fi. Dar când ajungem la investiții, avem proiecte cu finanțare PNRR 0, proiecte cu PNDL-ul 775, FEN-ul 288 și așa mai departe. Deci trimestrul 2 este un trimestru considerat din punct de vedere executiv mort. Deci 26,34%. Este o observație de natură, să zic, de critică la adresa executivului, mai ales că m-am mai scăpat din vedere executivul, cel puțin în propunere. Ce se întâmplă cu diferența între venituri și cheltuieli la partea de funcționare, în sumă de 1.995.693 de lei, 46, diferența dintre venituri și cheltuieli la secțiunea de funcționare, unde se duc acești bani? Se transformă în excedent pentru trimestrul 3. Iau calea reportului spre secțiunea de dezvoltare, dar de fapt în secțiunea de dezvoltare s-au dus vreo 800 și ceva de mii de lei. Ar fi putut ca și acești bani să se ducă tot în secțiunea de dezvoltare, 1.955, că sunt excedent pe funcționare.
Am încasat mai mult, am cheltuit mai puțin pe funcționare. Avem voie să-i ducem în secțiunea de dezvoltare. Până la soluționarea problemei ăsteia și până la obținerea unui răspuns clar ce se întâmplă cu acest, cu această diferență de 1.955.000, personal mă voi abține de la vot pentru acest proiect. Mulțumesc. Eu aș fi dorit să adresez câteva întrebări, domnului comandant de șef. Ați văzut dumneavoastră, probabil, din partea ședinței de Consiliu Local, Bartol, din Consiliul Județean Bartol. La fiecare ședință în care e ordine de zi sunt subiecte cu impact economic, de fiecare dată este un reprezentant din partea direcției sau serviciului contabilitate. La noi nu se întâmplă lucrul ăsta. Cui se adresez eu acum? Câteva întrebări. Așa cum am putut domnul consilier, cui se trebuie să-și adreseze? Așa că mă avem nevoie să mă abțin la acest proiect. Da. Nu am cui să adreseze aceste întrebări. Mulțumesc. Alte discuții, dacă mai să mă rog frumos. Vă rog la următoare și unii zicuri. Să invitați. Are locuitor. Cine a semnat referatul de specialitate? Cine l-a făcut? Această solicitare a mai fost făcută de colegii noștri consilieri. Nu este prima dată când solicită acest lucru. Vreau să adresăm câteva întrebări. Dar am fost antimatul eu de vreo două ori și am fost în regulament avem prevăzut că la ședințele de Consiliul Local pot participa fără drept de vot prefectul, bla, 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 și efii compartimentelor pe subiectele discutate în Consiliu. Greșesc, doamne? Deci efii de compartimente doar pentru proiectele de hotărâre referitoare la compartimentul respectiv. N-ar ce să caute contabilitatea pe proiecte de poliție locală. Un birou mai voi să intre, doamnă, bani, nu te lasă. Din birou e scoate aici. Dar așa mi s-a spus nimic. Nu s-am cerut nici detalii. Ea nu-i subordonată Consiliul Local, e subordonată... Da, e ține de primar, într-adevăr. Dacă mai sunt discuții de această temă, supunem la vot atunci subiectul proiectul de hotărâre referit la aprobarea contului de execuție al bugetului de trimestru 2, anul 2023. Voturi pentru, vă rog frumos. Voturi împotrivă, vă rog frumos. Abține. Trecem la subiectul numărul 2, proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului contribuției Consiliului Local al Comunii Sascu la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap și aprobarea contractului cadru de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2023. Deci, pentru ce ați întrebat dumneavoastră, 5 copii cu 8 adulți, plus, minus, o să mai trecem acolo, să zic, 5... Da, noi nu știm deja ce standardele de cost, că acolo se face referire la standardele de cost și noi neștiindu-le, nu știm, practic, pentru persoanele în cauză, ce înseamnă 35% din procentul ăsta. Dar nu e o problemă asta, dar nu se poate să. Nu e problemă. Deci, comisia numărul 1, vă rog, comisia numărul 2, comisia 3, favorabil, discuții sunt. Deci, la ședința de comisie am cerut o informație referitoare la numărul de persoane beneficiare a instituționalizării acesteia și referitoare la contribuția noastră la întreținerea lor. Este o problemă legală, este o problemă stabilită prin ordonanță de guvern, este o problemă umanitară, e o problemă de orice semnificație doriți dumneavoastră. Așa cum ați și spus dumneavoastră, numărul acesta este stabil astăzi. Știm astăzi de numărul de 8 persoane sau cât ați spus 8 cu 5. Mâine pot apărea altele, pot dispărea unele de așa, nu e o problemă. Procentul este pe lege, așa că vă propun să votăm pe. Să trecem la vot atunci. Vă rog frumos, cine este pentru acest proiect de lege? Cine este împotrivă? Cine se abține? 15 voturi pentru, 0 abține,
0 împotrivă. Proiectul numărul 3. Proiectul de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării, derulărilor, procedurilor de atribuire a contractelor, aporturilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor, aporturilor cadru de prestare a serviciilor, privind derularea măsurilor educative din perioada 2023-2026. Comisiile, vă rog frumos, Comisia 1, Comisia 2, Comisia 3, favorabil. Discuții dacă sunt la acest proiect de hotărâre. Domnul apostol, îmi pare rău că nu va ajunge la Consiliul Județean hotărârea de Consiliu și ocupi la discuțiile pe care le avem noi aici. Consider proiectul acesta adus în fața Consiliului Local la inițiativa Consiliului Județean o insultă la adresa noastră, în primul rând. Și citesc din adresa Consiliului Județean, în consecință, având în vedere că autoritatea județeană urmează să demareze procedura de atribuire, deci este autoritate contractantă, ne cheamă pe noi să ne asumăm sau nu responsabilitatea în situația în care aceste achiziții s-ar face descentralizat. Deci odată spui că ești achizitor, ești autoritate contractantă centralizată, dar mă pui pe mine să spun dacă sunt sau nu sunt de acord, să-mi asum eu răspunderea unei achiziții descentralizate. Nu ai acces la proiecte, că sunt proiectele guvernamentale, vorbim aici de laptele și cornul, vorbim de masă caldă, vorbim de mere, vorbim ce-o mai fi fost acolo. Nu ai nici banii, că nu sunt defalcați pe OAT-uri, sunt defalcați pe Consiliul Județene, pe direcțiile de asistență socială sau cum vor mai trece inspectorate școlare, care știu numărul de beneficiari și așa mai departe. Mi se pare o birocrație din asta dusă la extrem. Dar e cu mâna voastră, trebuie să avem. Și nu cred că trebuie să facem noi acum. Bine, nici nu putem să dăm o hotărâre de Consiliu că nu vrem. Dar, sincer, este acordul dacă noi am, dacă noi vrem să se ocupe și de aceste achiziții. Da, dar au spus asta, că ei se ocupă. Așa să vă înțeleg. Pe marea majoritate din... sau pe cum a fost anul trecut, pe 99%, 98% din comun. Bun, și dacă noi zicem acum că ne asumăm, ne dau banii ca să facem achiziția? Da. Banii se facem la protocol. Ei deja au făcut protocol. Au făcut protocol. Protocol, deja au contractul. Dar nu e pentru ceea ce au făcut mod, nu se lucru. Nu, vorbim mai și de... Vorbeam cu protocolul. Urmează să-și înceapă procedurul. Nu. Ce nu... E ambigu. Ce mă abțin. Bun, să trecem la vot. Cine este de acord? Vă rog frumos. Proiectul 3. Voturi pentru. Opt pentru. Împotrivă, vă rog frumos. 0 și abține. 7. Trecem la subiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind derularea activității culturale zilele Sascutului, ediția 13-a. Comisiile, vă rog, Comisia 1, favorabil. Comisia 2, favorabil. Comisia 3, favorabil. Discuții, vă rog frumos. Marți. Domnul Enac. Da, vreau să alegeți câteva întrebări domnului apostol. Dacă există un contract de închiriere, de, nu știu, cu teren de fotbal dat către grupul Șerba. Există așa ceva în momentul ăsta? Așa cum știm cu toții, știți că adevărul e exclusiv a Consiliului Local, din privire la închirieri, concesionare, vânzare, e tăcând. Deci cred că noi suntem cei care trebuie să decidem Consiliul Local, în speța noastră. Am avut câteva sesizări la diversi agenții economici din Sascut, li s-au pretenit și sumi și bani din partea grupului Șerban, angajaților și grupului Șerban, și au fost discuții și cu executivul de la noi. Aș vrea să-mi precizați, care este suma care trebuie să plătească un agent economic din Sascut pentru a închiria un metru pătrat pe terenul de fotbal cu zilele de Sascut? Care este suma? Taxe și impozitii, dați să mă avem perioada cum se ascult, pentru aproximativ 8 lei pe metru pătrat. Pe care se va ține pe tot teritoriul comun pe domeniul bun.
Da, știu de un HL-ul de șase de dimensi, dar nu am dat, nu deci sunt agenții economici care s-au plătit sume de 5 milioane, sume de 50 de milioane, sume de 2 milioane. De către cine? De către... Consumarea telefonului de plată. Cine a pretins astfel de sume? Angajați-vă acum. Din primărie, dacă este nevoie, să aducem și probleme la loc. Domnule Alin, Alin Crinescu a sunat pe cineva și a cerut 2500 de euro. Dar s-au cerut sume de genul ăsta. Alin Crinescu a sunat, îl dau acum la telefon, i s-a dat un număr de telefon și a cerut 2500 de euro. Cine a cerut? Deci 50 de euro. Cine e persoana aia, domnule? Pe cine? Domnul cunosc personal, Marius se cheamă. Cunu Marius? Marius de la Șerban? Da. Marius de la Șerban sau Marius din primărie? La Șerban atunci. De la grup Șerban cineva, mi s-a cerut 2500 de euro pe o suprafață de 40 de metri pătrați. Când acum, când anul trecut, s-a plătit 16 milioane. 1600 de euro. Deci asta înseamnă că Șerban închiriază tot stadionul și îl lăsă închiriază. Atâta de aici. Așa s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat. Odată s-a pus grup Șerban. Și cum vă aici? Șerban. Vă răspund eu la întrebare, că noi venim. Am vorbit cu... Eu aștept o răspuns din partea dumneavoastră. Asta e asta. Da, grup Șerban. Ce caută grup Șerban? Vă explic eu acum. Ce mi-ai explic dacă eu? Deci... Prima grup Șerban a avut în vedere că este investor în comuna Sascu. Are niște discuții, faptul că noi, în bugetul comunei Sascu, nu avem prins decât 20.000 de lei. Vreau să vă spun, scuze de rigoare, ce fel de investitor este, ce investiție a făcut domnul Șerban? Că deține terenul comunei Sascu și chiar și acele suprameze teren parțial din el. Îi deține și nu aduce niciun fel de venitor la, la bugetul comunii. Are busul la oracol, dacă vreau să aminte că într-o ședință anterioară, că am putut noi o discuție, aici era și noastră ședință, sau poate erați la serviciu și n-ați putut să fiți prezent, că dânsul și-a mutat două firme în piraza comunii s-a scurt și acum are interiorul la nivel care are cumpărat aici silozul mare, care vedeți aici în spatele grării, și lângă unde e hala, acolo, lângă cimitir, și terenurile unde au fost vechiul gostat, unde urmează să fie construit acolo un depozit de energie, unde vor fi angajați aproximativ 64 de oameni. Dar nu e subiectul nostru. Nu, păi e subiectul nostru, eu trebuie să vă răspund. Păi nu, ați fost investitor. Este investitor, domnule. Așa cum aș cătește taxe și impărăți. Vă spuneți de la agent economic. Da, mă, și nu vreau să spun. Modeste de investiții făcute. Vreau să vă răspund până la urmă. Lăsați-mă să vă răspund. Dar dacă nu puneți pe un număr, vă las să vorbiți doar noastră. Nu, 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 nu vă pun un număr. Faptul că am lăsat... Acum vă răspund. Faptul că noi, în bugetul comunei s-a scurt, am alocat la începutul anului 20.000 de lei să organizăm ziua comunei s-a scurt, sau zilele comunei s-a scurt. E o sumă care nu ne ajunge să zic dacă putem să plătim scena o zi. Intenționam de sat să facem o zi, prin care să facem acea festivitate cu sub de premiere, care cu acordul Consiliul Local sau cu sume, care știți cum au fost prezenți și anii în urmă ansamblurile folclorice, unde au fost prezente acolo și și-au desfășurat activitatea. Acum, eu am mers la vreo 4 investitori care au cifre de afaceri mari. Grup Șerban, prin firmele care au adus, aduce 30%, 28-30% din venitul. Începând de anul viitor, o să vedeți la bugetul comunei Sascur, ceea ce vine din mediul de afaceri, aproximativ 28% în plus, față de ce a venit până acum. Începând de la anul. Începând de la anul, pentru că anul acesta a fost adus în firma și absolut tot, dar pentru terenul care lucrează și pentru firma care a cumpărat aici din anii din urmă, deja sunt la bugetul local. Și am putut discuta, domnule, uitați care e situația, intenționez să organizez să lisa scutului cu ei. Și-au chemat staful din oameni și noi au zis, dacă intenționați, noi vă ajutăm să organizați lisa scutului. Dar să vă organizați frumos. Bun, frumos îmi doresc și eu. Și problema asta, că dacă... Bun, dar le-ați dat dreptul ca ei să dispună cine, ce și cum se credeau de vorba. Nu, vă explic acum. Dacă așteptați, o să aflați și răspunsul. Și la care am convenit cu dânsii, urmând, după ce au făcut o propunere, domnule, dacă vreți să faceți, noi v-am putea sprijini financiar.
Noi avem 4 restaurante care am putea să le aduce de comuna s-a spus. Să plătim cât este contractul concesiunii, 6 lei, 8 lei, nu contează, metru pătrat, contract de concesiune, la care mai venim pentru fiecare restaurant cu un contract de sponsorizare, cât 2000 de euro, 2500 de euro cât vine, ca să acoperiți o mare parte din sumă, dacă aproape toată, din toate aceste zile ale s-a spus, după spectacol, după scenă, au cerut oferte de la mai mulți dealer din ăștia care se ocupă cu organizări de evenimente și tot felul de, de activități, chiar și cel care a fost înainte. Și discutăm cu cel care a fost înainte de urmă, domnule, păi scena la mine costă o sumă, care la Axintia asta, eu propunem de ceasul noastră afișul, a fost pe 3 zile cât chiar 4 costă bine, data de 12 montează scena, și seara va da cu DJ și urmând toate zilele astea a venit cu o echipă de artiști care ar putea dânsul o aduce într-o sumă de vreo 13.000 de euro. Dom'le, scoatem, facem un model de afiș, să vă aduc să vă informez, ca și propunere, cam care ar fi, pentru că bani la bugetul local deocamdată, avem un sponsor care a sponsorizat aproximativ 15.000 de lei, mai avem încă unul vreo 2.000 de lei, deci ce mai avem noi pentru cel care a venit cu strângeturile, a concesionat vreo 2.000, vreo aproximativ 10.000 de lei, 9.000 și ceva. Deci mai trebuiesc bani ca să putem să acoperim în afară de Elena Sima care intenționează să vină să facă și ea un program și fiica satului s-a scusat conțește, deci nu se pune în discuții că n-am putea să o primim, dar sunt niște costuri și acolo, ansamblurile toate să vină, ansamblul Consiliului Județean, care sunt în afara ofertei care ne-a adus-o domnul Absinte cu afișul, care le-am prezentat în materialul ședinței. Și costurile s-ar ridica, cred că și la vreo 15.000 de euro, dacă nu 18.000 de euro, deci pentru toate aceste zile. Cu banii care avem noi la Consiliul Local, 20.000 de lei, deci gândiți-vă că e nimic, deci nici 5% din sumă. Și domnule, eu fac hotărâri de Consiliul Local, vă aduc în față, e o formare. Dacă am banii, fac verificare de buget până vine, dacă nu avem banii, organizăm o singură zi, facem cu ansamblurile noastre și am terminat bâciul. Dar, nu știu, spus așa, domnule, noi venim cu 4 restaurante. 4 restaurante ne-am întinde tot terenul. Și eu zic, domnule, eu le-am spus, domnule, mai sunt niște restaurante care au fost pe ani din urmă. Și domnule, uite care e treaba. Deci, eu, cu Șerban, da. Cu fiecare restaurant. Da, cu restaurante care au spus, domnule, pentru fiecare restaurant, în afară de prețul concesiunii, eu sponsorizez ca să ajung până la suma de 2500 de euro. Dar ce facem cu agenții economice? Aveți răbdare ca să fie în discuție. Aici e problema. După care le-am spus, domnule, mai sunt o serie de agenții economici care au fost anii din urmă, care oamenii intenționează să vină. Domnule, zice, n-aveți decât dumneavoastră, că sunteți autoritate locală, să-i chemați pe toți, să le organizați terenul, dacă vreți, așa, și noi plătim la fel ca ei. Că și concesiunea. Nu, 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 dar tot că noi nu l-am întrebat, i-am făcut o propunere și o organizăm vreun. El face sponsorizarea asta doar condiționat. Eu vin cu 4 restaurante. Eu sponsorizez. Dar care vine necondiționat? Cum vrei să... Bine, dar nu vii cu 4 restaurante, pe ei închis pe toți. Da. Domnul... Vi se pare corect? Și dacă ăștia se vede, copiii ăștia ce mai fac? Ce mai trebuie? Haideți ca să vă explic cum a fost discuția. Uite, domnul era aici prezent și a venit și mi-a luat domnul primar. Uitați cum a sunat un băiat de la Șerban. Mi-a zis, domnule, dați-mi și mie numărul telefon dacă e de la firmele care vreau să vorbesc cu ei. Poate organizăm împreună. Să punem cu toții fiecare, dacă ne costă mai puțin și pe noi. Adică, de fapt, va fi organizat doar din toți cei care vin acolo. Atâta timp cât vrei să câștigi de pe spatele Sascuteanului, trebuie să fii atent să și plătești pentru zilele Sascutului. Dacă vrei să te duci acolo, să încasezi. Dacă nu vrei să te duci la Sibiu, să stai în piața mare să încasezi bani, te duci și stai în piața mică din Sibiu și îmi plătești mai deci mult. Așa se întâmplă și la Sascut. La Cluj. Dar eu am zis așa, domnule, uitați, eu am doi la Sascut, l-am zis
Dar ce nu faci să apel? Jumătate din care dat în șerba, jumătate dat celălalt, nu știu. Da, domnule, sponsorizează pe unul, unul își face silința scutului și nu la altul jumătate. Deci nu am niciun mare. Dar n-au putere economică, agenții noștri economici. Așteptați că nu ați aflat un răspuns. Vă rog, răspuns. Bine, răspuns, spune, domnule, uitați că am asumat, zice, dacă vreți să fiți iar participanți, veniți să fiți solidari cu noi, să sponsorizați noastră. Noi sponsorizăm câte 2000 de euro, ce stii cu tot, cu chelii, e așa, domnul? Da, da, da. Să fiți solidari cu noi și să facem ceva frumos, spectaculos cu toți. Dânsul a cu domnul primar, dar eu m-am sunat băiatul de ăla, nu-ți dau, domnule, banii ăștia. Că eu mă chinui acolo la Valea Seacă cu un restaurant, e așa? Dar nu am, că eu ca să fac 5.000 de mici, domnule, dau ca și sponsorizare, și să spun 5.000 de mici. Bun, lasați-mă un pic. Câți oameni trebuie să fie ca să plecăm magazin? Îi dau, numai să profit. Bun, atâta timp, lasați-mă un pic să vă explic cum a fost la discuție. Am vorbit noi împreună. Și am zis, domnule, hai să vedem cum facem până la urmă, să găsim o soluție, sunteți dumneavoastră și mai suntem cu primescu, alin din față. Și am zis, domnule, e păcat că oamenii sunt de aici din zonă. Chiar dacă mă sunt, aveți restaurant, s-a spus și la casa Valea Seacă. Și aici aveți Vreți să duceți direct discuția cu angajat acolo? Nu, este societatea aceea. Da, domnule, lăsați, dacă așa a fost discuția mea cu șosul, de ce nu ați să termin discuția? Și atunci am zis, domnule, uite, n-am dus să plătesc bani așa, dar vreau și eu acolo. Deci dacă mai spune dumneavoastră, am și eu 10.000 de euro, vreau să mă plim cu Mercedes-ul, dar de ce te plimbi tu cu Mercedes-ul? Vreau să mă plim și eu. Hai, de asta este democrație. Comunismul a fost cândva. Bun, atunci, ca să fim solidari cu toții, atunci, domnule, hai să fac o discuție eu, să găsesc o soluție pentru dumneavoastră, să te faci, na, totuși să contribui cu o sumă și la ta acolo, să facem zile să contribui, dar este foarte mare și dacă vrei aș permit să dea 2500 de euro, eu nu-mi termin. Bun, și asta așa, domnule, n-ai impus nimeni suma, ca să nu înțelegi unde ești. Da, da, s-a impus. Nu, 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 ocupat. Prin cele patru restaurante, să nu ocupat. Și păi și nu ne-a arătat. Să facem zile sascutului. Dacă dumneavoastră nu sunteți de acord și nu sunt voturi, nu se mai fac zile sascutului. Da, putem face zilele sascutului, dar nu cu condiționări de genul ăsta. Eu am fost avion cu bani să se facă. Și eu sunt de acord. Hai dumneavoastră, consilier local. Domnule consilier local, dumneavoastră, cu toții, luăm frumos, punem la bugetul local. Acoperim frumos, faceți zile sascutului. Că asta vă doresc să vă iasă de noastră. Avem busuioc cu noi, reprezentant, domnul și dacă ați văzut, dar trebuie să te finalizez și eu. Bun. După aia, în momentul de atunci, care stăm în discuția, că așa am avut discuții de mult, da? Eu zic, domnul, haideți să găsim o soluție. Deocamdată eu n-am făcut contract la niciun, decât singur a venit cel cu bânci. Și domnule, am nevoie de energie electrică și trebuie să fac. Eu fac cât este, am chiriat metru pătrat. Domnule, fac, uite, să fac contract separat pentru energie electrică. Dar oricum a fost și anul trecut și anul trecut. Deci chiar dacă poate să vină, să închirieze, să facă acolo și poate să vină de 7 ori pe an. Și zic, domnule, dacă este să organizăm, eu oricum trebuie să fac ședințe de Consiliu Local. Vin solicitări, facem. Nu vin solicitări, nu facem. Dacă nu sunt bani cu 10, cu 20.000 de lei, nu ai ce să faci. Deci nu ne ajunge nici plătim scena o zi. Dacă e să facem, o facem noi din scândură și facem acolo o țigănie. Sau dacă nu, nu mai facem deloc. Mergem într-un cămin cu și o facem acolo. Dar haideți să înțelegem un lucru. În momentul când se poate organiza ceva în comuna Sascutului,
cu banii al cuiva, cu banii unui investitor din comună mai ales și care vrea să promovăm mai departe comuna sa. Nu vă spune ceva rău, dar mai departe. A spus așa, domnul Folie, a spus așa, domnule, haideți că facem o discuție cu toții, ne găsim cu toții. Și nu astăzi și domnul Crimescu, îi chem și pe cei de la Cupșe Bani care sponsorizează marea majoritate din sumă, și găsim o soluție. Sunt căpiesul dumneavoastră... Stați să mă suni. Să găsim o soluție de compromis. A spus că veniți la mine cu Crimescu. A spus așa că vine Crimescu? Da, a rămas că... Dă o soluție unde? Dă o soluție unde? Stadion, îl pun la dracu. Cu cărți și nu mai merge nimic. Nu, acolo unde a fost în fiecare. Hai să facem. Acolo, pentru ei, acolo. Domnul Bob. Hai să vă spun ceva, că tot ați fost la nuntă, știți cum faceți voi acum? Bă, dar ce să cânti asta muzica, bă? Că eu vreau să cânti aia, dar fără să plătesc, cam așa ceva. Păi, dar asta ați înțeles, este loc, se face loc pe stadion și pentru dânsul și pentru... Vine, n-ați mai ajuns la mine, că așa a fost discuția, să ne vedem vine. Nu, vine, a fost Alin, domnule, a fost Alin la primărie. Era în secretariat și a plecat, că v-a zis că nu a venit Folie, nu știu care treaba. Și le face nouă, băieți, musă. Domnule, vedeți care e situația. Eu cu dumneavoastră, doar pentru dumneavoastră, că sunteți locuitorii comunei să ascult, domnul a hotărât ziua asta, dacă decide că facem zilele să ascultul, ea să decide. Dar de ce trebuie să vină ăsta cu trebuie să vină? Mâine, ne găsim și discutăm împreună cu primii care sponsorizează suma cea mai mare. De ce așa? Ce așa? Pe aia hotărâri din Consiliul Local. Sponsorizați dumneavoastră, domnul Consiliu. Puțin. Deci când se sponsorizează ceva, de ce se condiționalizează? Dar nu vorba de condiționalizare. Investitor atât de important. Și este o firmă de bună credință. Cum? N-am nicio problemă. Tocmai trebuie să sponsorizeze, să sunt cu reclamă. De ce trebuie să te condiționeze să vin cu 4 restaurante? Da, domnule, și cu ei acasă, băi, sau în fundul stadionului. Nu, nu, așa, pare așa, 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 dacă cum băieți în față, eu vă spun o situație. Dar ce dacă eu mă duc la biserică și să-mi sponsorizez, deci pot să facă sfinții în care vreau. Nu e vorba de biserică, e de-aia ce când faci comanda la sfinților, ce părbeam mai degeți, spui că de-aia atât să-ți cânte melodia aia. Cum șanism? La biserică, dai pentru Dumnezeu, ia ceva! Sunt de acord să vină toți acum. Nu. Toți așteaptă ziua asta pentru că le iese și lor un ban. Eu o firmă mare, da? Putea să vină cu... Bă, uite, eu iubesc comuna, să ascult, mi-a pus 900 de hectare care nu dau nimic pe ele, da? Și le folosești grup cerval. Parțial din ele. Tu le folosești. Domnule, la primărie sunt înregistrate contracte pe terenul de nevalidat, a spus foarte clar. Că s-o le emite cărțile cu ceaia, atunci aveți, domnule. Că ți-o emite cărțile până atunci nu știi. Nu e, terenul nu este o cuvânt. Nu se știe. Nu se întinde. Nu se... Parțial există acolo? Nu, nu că... Parțial există și acolo? Poate știe, domnule. Parțial există. Arătați-mi locul unde există. Cum a spus un coleg de-al nostru, nu există teren lucrat. De acord toată lumea, da? Suprafețele de teren nu sunt incapabile de vindecat, nici nu sunt lucrurile. Bun, dacă este o firmă atât de serioasă și de bună credință, de ce condiționezi tu să vin cu 4 restaurante? Dom'le, dar de ce nu ne-a lăsat? Nu se pare corect față de agenților. De ce nu ne-a lăsat? Eu sunt de acord că participi și ei, dar mai acest motiv. Bravo, dar eu mi-am înțeleg. Unde? Aici, de ce nu s-a venit? Dom'le, jumătate îi dau ăla în 4 restaurante, că vine cu grosul, le dau și la amăniții ăștia ai mei. Uite, Marius, aici e tot altceva. Nu l-a chemat și a sus. Spuneți dumneavoastră de la Consiliul Local Ban și atunci facem totul. Mi-ați dat niște informații. Vreau să vă bagați puțin. Eu am informația de domnul Dizi. Mi-ați dat niște informații față. Există deja contract de colaborare și pentru organizatorul grup Șerban. Deja cărțile sunt făcute. Arătați-mi vreodată un contract, nu dezinformați, arătați-mi un contract că există. Este făcut cu o firmă din Bacău, la domnul Moise, dacă vă dau și numele. Domnule, eu personal, Consiliul Local, voi face contract. Nu, eu vă spun de contractul făcut cu... Nu, eu nu vorbesc de Consiliul Local, nu ați făcut. Dar, dumneavoastră ați făcut afirmație că terenul este ocupat, deja cu 4 restaurante. Îmi pare corect. Nu, domnule, nu e ocupat, ați spus că... Ați spus foarte clar. Nu înțelegi că dacă noi nu aprobăm azi, nu se face nimic?
Toată lumea de aici în sală, toată lumea de sală de acord să facă zile să ascultă. Și atunci ce să fie? Hai, iată discuția. Dar nu acuzat ceva ce nu e. De ce să o facem? Să stăm noi la dispoziția cuiva să dispunem altcineva în afară de sală. Ce realitate aveau băieții ăștia de mașină? Să înceam la băieții ăștia bani. Du-te și vorbești pe ce le-am spus eu. Sponsorizează lumea ta, sponsorizează lumea ta. Dar nu vei ești pe toți băieții. N-a atâncat nimeni de cuier bani să sponsorizeze. Dacă voia. Hai să spunem băieții noștri, domnul primar. Punea o emblemă, băieții noștri, o regală și simbolică. Nu au rost pe bani. Asta a spus că ne găsim cu toate și... Băi, este hotărât de găsim loc. Bun, problema este unde? Dacă îi pui în la locul lor, unde a fost, la vedeții în care nu cheamă trecut. Și domnul și-l luam o sână cu 20 de restaurant. Trebuie mai, 50 de restaurant. Dar am vrut să nu-i vitregim pe cei aia. Nu a spus nimeni treaba. Dar asta am zis. Deci, așa cum obiectul ei sau... Au obiectul ei și-l dau cu responsabilitatea. Nu s-a ajuns că ție nu-ți dau curent, că ție-ți dau... Nu există nici. Poate spus că să îngrătăm de ce aia spalii pe metru pe fapt. Domnule, dacă iau posibilitățile de cei aia mai reduse. Și dar nu e bun, mai să vorbim pe terminați concluzia, domnule, deci trebuie să ajutați, în primul rând, agenții economici mici, că devea supraviețuiesc. Și eu sunt locuitoare comunitate. Exact. Și eu sunt de și ar trebui de aici stabilit foarte clar. Unul în dreapta, jumătate, la unul jumătate la celălalt. Nu pot să cer celui să sponsorizeze la cel, cu același quantum cum își permite grup șervan. Este un grup mare. Pe când lăsați-mă să duc. V-am ascultat 5 minute, nu v-am încerut. Deci nu putem să-i impunem unui agent economic, domnule, te sponsorez cu atât. Las un, ați spus, 2500, altul 5000. Păi, nu există. 6 lei până după. Vreți să vezi al domnului? Nu, unde ce-a spus? Nu, cum vă vine registrarea? Nu-i nimeni nevrupeaz. Vrei să vezi înregistrarea acum? Da, dar nu o facem. Păi nu facem. Păi nu facem. Dar nu mi se pare corect. Nu, 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 dar nu numai asta. Ăsta-i cetățean al comunii. Șerban mâine și-a jucărit și-a plecat. Ăsta tot cu oamenii l-așa scurt. Bine, dar bine, nu-și la partea materială. Noi mai avem de unde să facem 3 zile să ascultă. Dar cine vine? Cine vine luni, mat? Deci concluzii. Deci concluzii. Se va merge pe 6 lei. Conform așa. Va fi contract de concesiune. După ce să mergi. Da. Închiriere. Dar domnule. Și aveți care vrea să concluzi. Uite, voi aduce căminarea rectificare de buget ca să putem să plătim, dar să strâng bani. Chiar dacă asta vreți să faceți, dacă nu se strâng banii pentru zile sau șuturi, de sponsorizări, nu am cu ce să vă trebuie. Nu, și condițiile astea ce faceți? Puneți presiune pe ei, mai dăm o bani? Nu, tată. Se duc acolo și stă cu restaurantul acolo și vinde cu ei care nu l-a pus câncio cu care se vorbea acolo. Că spectacol n-ai cu ce să faci. Eu am înțeles asta, dar asta a fost lumea o dorință. Lumea multă vede când noi spectacol. A fost o dorință al grup Șerban. Asta a spus că nu, dar nu doar nimic. Vă rog să-l lăsăm și pe domnul Ilie Gheorghiță, vă rog să-mi ascult. Vreau să lămurim lucrul ăsta. Deci, până... Ca, nu-i mai vedem. Până la 15 august. Da, domnule, să mai știi că vedem. Ne vedem până vine. Vreau să lămurim. Nu, nu, stați ăștia. Dar până vine până vine să facem rectificare de buget, nu se mai organizează dacă nu am bani. Ca să știți. Pentru asta vreți bani. Deci pentru asta vreți bani. Nu-l facem noi să-l facem bani, dar nu mă să înțeles. Băi, el e primul nu face nimic. Păi, cum facem? Cu banii noștri și ea. Și ea, cu banii noștri și ea. Nu, 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 nu,
putea. Nu, dar se verse bani atunci. Păi atunci pe cine? Păi se bani, așa merge ce există. Aici, păi la bani înainte, să nu ia ce la domnul. Păi marți eu, trebuie să le așteptăm bani. Deci îl sponsorizează, dar asta este clauze în care acceptăm sponsorizarea, o vărsăm în cont, face modificare de buget. Dar ce înseamnă sponsorizare? Ce înseamnă sponsorizare? Un act de nepotărire. Și vă spun sincer că de mic copil așteptam ziua asta de 15 august. Pentru că na, eram deprinsate, veneam și noi aici, era atât de frumoasă sărbătoarea asta și era o singură zi în care să mâncau un pepeni, o fripturică, un șpriț, mai dădea într-un scrânciu din ăla care era cu... De câțiva ani, când cineva a avut un interes... Să trăiască domn primar. Facem 3 zile. Că avea cineva un interes. Știți foarte bine, da? Ca să nu-l mai pomenim pe domnul Răuț. Și a încercat omul să facem 3 zile, că s-a deschis portul, restaurantul și, bă, în 3 zile fac niște bani. Că vin mai mulți mici bani la... și din alte părți. Ați observat în toți anii, doar în ziua, în prima zi, atunci când vin copiii cu doamna inspector, când vin spectacolele și, în general, câțiva, 2-3 cântăreți acolo, după aia, două zile, nu vezi decât mizerie, s-a scut și vecinii noștri de pe împrejur. S-a scut, nu vezi. Doar seara, dacă mai vezi pe cineva care se plimbă pe aici, n-are să facă mai un copil de mână și îl mai duce, dar veni mai nervos de acolo, că mai țipă copilul și mai dea una alta. Dom'le, cine ne forțează pe noi să facem 3 zile? Care este problema? De vrem 3 zile. Dacă 15 august, sărbătoarea religioasă pe care toți o sărbătorim, este o singură zi. Și întotdeauna, de 60 de ani, a fost o singură zi, până când nu a avut cineva un interes. Acum îmi place că a venit altcineva cu alte interese în sascutul ăsta și cu o brăznicie mai mare decât al domnul Răuță. Bă, vine omul ăsta cu 4 restaurante, eu n-am o treabă, nici nu-l cunosc și nici nu sunt împotriva. Băi, dar ai și tu măcar când pătrunzi în mijlocul oamenilor ăsta. Eu, mă, frate, luăm anul ăsta cu restaurant, la anul vii cu două, vii pe urmă, arați oamenilor că tu ești mai curat, că timpul tău e mai mare, că nu știu ce faci și o să vină lumea să-i cumpere. Și acum noi hai să-i înlăturăm pe băieții ăștia care de ani de zile am râs cu ei, am băut un suc, o bere, am mâncat. Nu, frate, i-am speriat. Domnul Ienache v-a spus un lucru la care nu prea ți-a chesat. De o lună de zile, băieții ăștia se plâng pe stradă, peste tot, ca și cum... Băi, frate, Ionel a fost ăsta de la primărie, care înainte nici nu punea rău, ți-a pune nici nu punea ăștia postul, frate, 2500. Eu nu poți să-i pui oamenii pe stradă. Noi, de opresc oamenii pe stradă. Și mie nu-i sincer. Cine ne forțează pe noi să facem 3 zile, neapărat? Bun, facem 3 zile, dacă vrea grupul Șerban să finanțeze, și o săptămână îl facem. Dar nu condiționat. Bă, de ce n-am fost noi primăria în stare să ne facem un program pentru prima zi? Pentru că noi suntem sascuteni, noi vă dăm cerul aici pe ridicarea mâinii și făceam, organizam ce puteam noi primăria pe 15 august și dați-i după aia o săptămână domnul Șerban stadion. Și să facă ce vrea dânsul. Să vedem dacă mai vrea să mai aducă alea 4 restaurante. A doua zi, a treia zi, a patra, a cincea zi. Să vină să vândă. Așa la băieții noștri de compre să fie 3 zile. Și ei, au și ei. Eu dă, domne, dar băieții noștri să fie acolo și să... Cum era când nu era spectacol, nu era nimic? Nu, dar băieții noștri să fie ei în prima zi, domne. Ei, să fie ei singuri în prima zi. Și să vină domnul Șerpan cu ce restaurant îi vrea, domne. Dar curând. Dar chiar așa am început să... Nu să fie în prima linie. Dacă nu-i ședință, nu vreau să nu vorbim de domnul Șerban. Domnul Costea, să-l ascultăm un pic. Domnul Costea, domnul Costea, vreau și domnul Costea. Într-adevăr, tradiția trebuie respectată. Pentru că e a noastră, s-a scutem. Și ca de marță. Dar, da, ca să condiționez niște lucruri. Domnule, vreau să sponsorizez. Foarte bine. Dar de ce mă condiționez? Și mai mult. 4 corturi. Vă dați seama că dacă pune 4 corturi dânsul cât clădirea asta... Nu mai încape nimeni. Unde mai pun restul?
dar de ce să nu încapă dacă e o bucătură? Și mai mult, mai mult, cum de s-a ajuns ca oamenii domnului Șerban să strângă ei banii, să se condiționeze? Păi da, ele au cerut. A fost o discuție, o propunere cu ei, ca să continuim să facă cu toții. Luați legătura cu domnul Mar. Adică ei să plătească sponsorizarea și urmă... Hai să-l scoatem din contextul domnul Marius. Pentru că noi suntem consiliul local, care nu își depinde. Sponsorizarea treaba lui. Așa ar trebui. Fără noi nu poate să facă. Nici sponsorizarea nu. Domnul Constant, nu mai vorbiți că trebuie să mai vorbiți. Ce dracu vorbim, parcă nu e bun. Oamenii s-a ascult. Oamenii s-a ascult. Tu știți când vin? Când vin copiii de la s-a ascult și cântă scenă. Când sunt copiii comuni. În rest vă spun eu, că nu prea se înghesuie oamenii la premier. Da, și la premier, corect. Că e plăcut să vină și un artist mare, nu zice nimeni nimic. Dar când am văzut ce este acolo pe afișul... Să știți că nu e exagerat. A fost și la ei. Pe ore, pe... Deci n-am nicio treabă cu partea elaltă. Dar așa ceva nu vrea să facem la noi, în posibil local. Ce noi că n-am stabilit? Și noi facem atât de mult. Nu se există. Noi avem stabilit bugetul pe 2020. Și nu mai ceva. Mai este cum este așa la fel, că ai venit și dă și la domnul ce studiu. Eu n-am vorbit la stabilirea împărțirii banilor pe bugetul în 2023, nici de zile s-a dus. N-am vorbit nici de Șerban. Îți bineveniți încă o dată, vă spun. Îți bineveniți banii pe care vrea Șerban să-i aducă aici, pentru că exploatează mănântul sau puterilor. De ce să nu, să nu spunem lucrurile? Și produce aici. Și sigur că v-ați produs aici, la noi, s-a spus. Dar să nu uităm de băieți noștri. Problema este cu totul alta. Nu îl favorizăm pe el și le dăm în cap la ceilalți. Deci să ținem cont de situația asta, pentru că, încă o dată spun, oamenii aceștia care au firmele mai mici, abia așteaptă și ei să facă un bazar. Își mai plătesc impozitii încă o două luni. Și trebuie să-i benefic 3 zile. Domnul Apostol, vă rog frumos, să-i dăm cuvântul, domnule Apostol. O concluzie. Da, aș vrea să fie o concluzie. Eu nu scap de, de defectul ăsta de a, de a încerca să organizez lucrurile. Eu mă așteptam astăzi să se vină cu un buget pentru spectacolul ăsta, pe 3 zile sau pe o zi, suportabil din fonduri proprii sau cu sponsorizări, în care să se spună, domnule, scena costă atâta pe 3 zile sau pe o zi, artiștii ăștia costă atâta, să gândim pe niște sume. Deocamdată am văzut referatul ăla de necesitate făcut de Lili Petre, parte de zice, dă-ne și nouă ceva la cutia. Nu e nevoie de fonduri. Nu spune suma. Nu vreau că sunt bani. Dar să putea să fie asta. Măcar 20 de mii aia. Nici măcar aia 20 de mii de care ați făcut recomandări. Dar nu sunt prin 60. Din capitul 67. La o estimare de buget. La un capul estimativ. La o estimare de buget. Pe zile, pe activități, pe celor de ajută și mai departe. Bun. Dacă intervine un contract de sponsorizare, ceea ce nu a rezultat cu claritate că Șerban sponsorizează ceva. Șerban vrea mai mult să fie partener cu noi. Să se folosească de evenimentul nostru ca să câștige și bani. Dar el trebuie să înțeleagă un lucru, că dacă nu are artiști, nu are motive să vină cetățeanul la, la stadion, nu are nici vânzare. Că n-are cui să. Dar nu mă interesează de chioșcul lui. Dar asta nu-i problema mea. Nu mă interesează de chioșcul lui. Asta nu-i problema mea. În momentul în care aveți un proiect de contract de sponsorizare pe care să putem citi, să vedem cât oferă și ce pretinde și ce cere... Dacă noi astăzi votăm dacă facem sau nu. Și o propunere... Nu, dar am votat la bucetul în malul lui se face. Facem o propunere de asta, când sunt contracte cu artiștii făcuți. Nu este, domnule, nici tot doar pe ești de mine. Doar noi, primăria, facem. Deci, doamne... Deci spuneți că de timp de vară, artiști de starea lor, ei vin la... Și-am luat la următoarea săptămâna aici, de la ora de ceva, s-a spus. E asimt. Dacă n-ar face, face, dacă nu e treaba mea. La ce știam, îți două, trei zile. Nu, dar acum îți două. Băi, îți două. Trei cu săptămâna, dar eu mă organizez cu ziua. Așa nu dau și-o spune. Băi,
da, unde ai înțeles. Eu n-am făcut contractul. Bun, contractul ăsta îl facem noi cu ce bani? Dacă îi dă sponsorizare, dacă nu, câți bani ne dă? Nu mai faci. Atunci ce poți să mai A fost o propunere foarte bună. Noi astăzi votăm dacă organizăm. V-am pus acolo și bun. Votăm da. Vezi, nu mâine. Vorbim discuții. Domnul Chiriac, ai vrei? O secundă, domnul Chiriac, mai ai. Domnul primar a spus că în jur de 13.000, 15.000 de euro costa, s-a mâncat oricum. Discuția se da vasate. Da, domnule, avem o... Suntem aproape, noi acum suntem aproape pe s-a estimat. Ne-a venit acum, bine. Oricum se organizează și pe amus și cu și fără voia noastră, vă asigur asta, sigur. A spus că pe... În jur de 13.000 sau 15.000 de euro. 15.000 de euro, dacă ar fi așa pe etapă, asta ar însemna vreo 750 de milioane. La care a spus tot dumneavoastră, cea că cei 20.000 de euro, nu știu, va într-un procent de 5-6%. Nu, dar știți că e în jur de 30% procentul care îl punem noi. E 20.000 de euro. Dacă, într-adevăr, costă atât, până în 15.000 de euro. Mai mult. Deci, în primul rând, costă mai mult. În primul rând, spune așa am spus, când până în 15.000 de euro. Da, asta s-a primit. Iar net. A transmis-o azi pe grupul consilier. Da, domnule, ăsta a fi programul, eu am solicitat dacă ar fi să facem așa. Vine Paladi cu 500 de euro. Vine Daniela Gheorghe cu 300 de euro. Așa ca să termin. Daniela Gheorghe cu degeaba. Deci am plecat și la... Dacă rămânii că e îngănaie. Deci procentul nu este adevărat, dar dacă e 20.000 de lei, 30% suportăm noi. Dacă se cheltuie 15.000 de euro. Al doilea punct de vedere. În primul rând, el începe sâmbătă, duminică, luni și marți. V-ați gândit să dăm în postul? Sâmbătă nu? Da, domnule. Duminică, luni și marți. Sâmbătă, duminică și luni. Ce instalare este? Luni și marți. Duminică, luni și marți. Sâmbătă, nu te-ați ieșit. Sâmbătă, nu te-ați ieșit. Sâmbătă, duminică, luni și marți. Sunt 4 zile. Duminică, luni și marți. Da, dar cena o aduce de pe 12 și o montează și seara va... Dar oricum durează o zi să montezi cel. Deci, suntem în postul, suntem în postul Sfântul Emeric, da? De ce n-a pus după 12 încolo alea 4 zile? Nici nu știu cum... Nici mai nimic. În primul rând, postim, postești, dar să spune mici. Vrea cineva, sau nu știu ce vrea să facă. Al treilea punct de vedere. Noi avem ansamblu de cor. O avem și doamna Sima Elena, care s-a spus. Avem ansamblul nostru, avem de terminat copii. Trebuie să facem o singură zi. Dăm voi la ăștia, o săptămână zile. Furnizorii noștri să vândă mici. Cum a fost? Am tot numai așa a fost? Acum 2 ani, dacă nu am așa a fost. Facem bârgiu. Nu contează nimeni să ia la facem bârgiu cu ce este, 4-5 zile. Dar ziua, dacă de 15, facem promovăm numai cu copiii noștri, cu doamna Sima. Dar n-ai scenă. Închirez o zi, o scenă. Avem mai 20.000 de lei. Cu aia închirez. Nu știu dacă închirez. Sonorizare și lumini. Și facem o singură zi. Nu trebuie ce dar mă cheamă. Sonorizarea și lumini sunt. Măi, deci te faci o singură zi și aia să faci un altul ăștia. Sponsorizare și ea. Dar nu, că vă închirez tot din urmă. Concluzii, vă rog frumos, pentru treaba asta. Comisia 1, vă rog frumos. Favorabil cu discuție, maxim discutare. Mai aveți ceva? Mai aveți ceva? Concluzia, care e din partea? Deci, există contractul de sponsorizare de semnat, la momentul ăsta, există contractul de sponsorizare se semnează. Nu este, ce nu este. Noi să votăm dacă facem zilisa scutului sau nu. Ce se sponsorizezi? Bun, dar la momentul ăsta, deci nu este semnat. Nu, noi a semnat nimic cu numele. Bă, astăzi, scutul, organizare. Păi, întreba dacă este sau nu este. Avem un contract de sponsorizare semnat. Avem un contract de sponsorizare semnat. Acum, dar 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 ac
mulțumim, dar încă nu le-a dat bani. Adică dacă noi votăm, asta deci votăm, dar nu se organizează. 15.000 de lei. S-a făcut propunere o singură zi. Și da, 15 zi marți, cu alte noștri, restul sunt. Deci, nu poți să faci când vrei tu o singură zi. Dacă este... De ce vrei să trei? De ce vrei să trei? Manu, dar nu zici ce era pentru asta. De ce vrei să trei? Nu ai cât să organizezi. Crede-o. Dar ce mai timp bătălătate? O zi durează montat. Dar n-am mai fost. De trezi nu zi. Chiar trebuie să știi că trezi zi. Ia bătălătate. Bun, să trecem la vot, vă rog frumos. Cine este de acord să organizeze zilele sau? Pe câte zile? Pe conform bătălătate de conform propriu. 3 zile, 4 zile, nu? Propunerea a fost și de partea asta. Perioada de desfășurare a activității va fi de pe data de 12 august până pe data de 15 august 2023. Așa sună proiectul. Da, orice proiect. Orice proiect. Orice proiect. Orice proiect. Orice la mine, la Bărbuța. La tine, la Bărbuța, poate trei. Mai vorbiți. O zi trebuie să mă împrate. Mă vrem. De zile s-a văzut, se organizează, 12-13. El înseamnă că pe uși, pot de-a zis și el, și vorbim. Dar ai treaba lui, mă, l-am venit din aici. Așa și pe seara discotecă. Păi și o zi, eu dă jos. Să facă, când ești pe 5, nu se face. Nu trebuie să strecă noi documente când vine ăla. Adică, doamne, 4 zile așa. Da, ai treaba lui, bine. Hai să trecem la vot, vă rog frumos. Dar ce vă face? 15, 16, 17? Să facă după! După vot! Păi după vot! După vot! Acum să fac o singură zi! Ce zic? Chestia e sigur că vin zon duminică și-ți vin mai mult. Și pentru oamenii ăștia ai bine duminică. Păi și nu prinsă weekendul ăla? Miercuri, joi și vine noi! A cine mai vine? Nu-ți vine miercuri, joi! Apogeamă să fie așa! Vine miercuri și vine sâmbătă, mai vine așa să faci! Și ai două sărbători! Ai duminică, sâmbătă, că-i sâmbătă aici! Da, nu ce, dar prinsă 20 de pori! Bun, hai mă, toată lumea ține fără, acum ne-a făcut că e. Nu e asta, nu e, dar faci multe biserici, bă. Da, da, cum da? Hai să mergem la urmă. Da, așa e, așa e, nu-ți ne vorbim. Am ajuns pe credincios de cât papa. Nu e pe credincios, dar nu e catolic. Și mai catolic decât papa. Da, mă, nu-ți da. Hai să mergem la urmă. Să mergem la urmă. Acolo. Vă dați seama că nu. Păi, nu vei, ce 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 vei
Problema este spectacolul organizat, banii care vin. Organizarea ținerilor statului este una, dar ce zile? Am trebuit să organizați, fără spectacol. Și-au făcut băieții măzare. Nu a fost... Fără spectacol. Fără spectacol. Păi nu mai facem ce acolo. Nu mai facem hotărâri. Și lăsăm ca de. Dar de ce nu vrem să fie? Și-au făcut vânzare. Și-au făcut vânzare. Trebuie autorizată locația la DSV, că zilele respective se organizează zilele sascutului. Da. Și tu vei vinde de pe data de 12 poți deschis la Rabat, până pe data de 15. Eu dacă vorbim la DSV să autorizez o singură zi pentru cei care vând pe stadion, o singură zi ai dreptul să vin. Și nu mai scoamenii am o rugăminte. Și plus să vă exprimați de acest proiect, după care amendamentul celor voi de la opoziție. Băi oameni, dacă nu se organizează zilele sascutului, eu... Deci, indiferent, votăm, nu votăm, zilei s-a spus că deja s-a făcut un contract, știi sume, știi tot. Corect ar fi fost, să-mi aduci nouă. Un contract ca după, să zicem, băi, uite-mă, frate, uite, am o propunere, uite, vrea să sponsorizez cu ceva, cu atâția bani. Dar cu spectacol pe data de 15. E bine așa? Vreau să vrei spectacolul să fie numai pe data de 15. O singură zi cu spectacol și toate activitățile incluse. Restul, că să vând mici, sâmbătă, duminică, luni, că să fac multe greco-romane, că să dau bărci, e treaba lor. Nu, dar poate să continui domnul Șerban singur din sponsorizarea dumnealui? Hai să fie spectacol. Nu mai este. Până acum, când am organizat zilele sascutului, este terminarea de chestia să se ocupe un organizator. Nu mai există posibilitatea. Trebuie doar primăria să facă contractul. Nu mai există să facă un sponsor, contractul cineva să pună pe jumătate. Să dea până acum. Cu mici ministri o să trebuie. Bun, deci grup și răbani ar trebui să vedeți banii. Pentru conform contractul și sponsorizare, în contul primăriei. Da, doar să te rămâne de facele cu caia. Dar dacă noi nu avem o sumă înaintată scriptică, nu le duc acasă, că noi votăm, că vrem să organizez, să-i dea, să se organizeze simțatul. Dacă nu puneam uniți, haide aprobați ceea ce noi am gândit mai înainte și nu știu cum. Haideți să vă spun ceva. Cred că era bine să ne iau. Doamne, dacă nu puneam acolo afișul ăla, că trebuia să vă informez o propunere, da? Nu, dacă... Dar de ce n-ai pus ăla? Nu, trebuia să ne iau. Trebuia să-i banii. Întâi banii și după aia. Domnul Șerban va fi susținătorul PSD la alegeri. De asta el are drept. Hai să ajung pe la oameni. Dacă el sponsorizează, ai cu ce face. Dar dacă nu sponsorizează, chiar mai poți. Face după aia cum se contra. Avem banii noi. Nu vrei să pun mă jacutii? Face după aia cum. Colegii mei, nu știu, ce-a din banii aia. Așa, nu mă 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 așa. Domnul Răuță, când era primar, cred că a adus 20 de cântăreți, îți ascult. Da, când a adus banii lui. Vă rog, bă, de banii lui. Auleu! Reapară din niște costanii la postinia prea oară. Și noi n-am organizat intenționat noi. Vă rog frumos să supunem la vot odată. Corect de vot. Dă-l din mâna. Ediția 13-a
Vă rog frumos, stimați consilieri, să trecem la vot. Vă rog frumos, voturi pentru. Eu votez. Bineînțeles, votul de singur. Voturi împotrivă. În formula în care se... În formula în care, în formula care este. În formula în care este. Fără transparență, în primul nu este transparență, nu li s-a prezentat. Ce sume vor fi? În formula în care nu votez, nu ești de acord să fac. Tu vrei sume acum. Ești de acord să fac. Și mă urmează ședințele. Nu le fac. Poate mă și fac. Vrei de acord. Încă o dată împotrivă. Împotrivă care sunteți. Sunteți de acord. Da. Deci toți sunteți împotrivă. Domnul Costea, nu va veni să votați împotrivă. Asta se datorează doar modului prost în care au fost întocmiti documente. Deci votați împotrivă. Documentele 7 voturi împotrivă. Una și noi aici vorbim altceva. Deci 7 voturi împotrivă, 8 pentru, fără abțineri. Acum, amendamentul domnului Apostol Constantin ca această serbare să fie doar într-o zi, de data de 15. Pe zilele propuse prin proiectul dumneavoastră, iar spectacolul, o singură zi pe data de 15. Vă rog frumos, ar trebui să plătiți pe date. Vă spun din culise. Unui joi, la unui marță. Nu se scrie. Dar așa scrie. Îi dai pe doctor, n-a de zis un spectacol. E pus un amendă în mine. Era vorba de spectacol. Nu scrie spectacol foarte. De zis, dacă deja noi știm și noi cine că. Nu știm și orele. Cum? Nu-i dat să facem cu la zis asumit. Și tu dai cu un spectacol. Dacă eu spun că vreau să fac spectacol și poate sponsoriza ceva, să facem la alte 3 zile. Cu ce te incomodează? Cu nimic. Asta nu vorba de ca un prisim. Dar Șerban nu poate să fac de ca un decât să ne vireze nouă banii. Dar să vireze domnule banii și să ne vireze banii, dar nu fac restaurante condiționale. Bun, noi prima dată acum organizăm, ține să ascultăm. Dacă noi nu votăm, că nu vreți să faceți de 12 până pe 15. Dar n-am zis că nu. Da, dar m-a spectacol. Dom'le, dar eu n-am vorbit acum. Dar am zis-o, domnule, mâncăm mici și facem lupte greco-romane de pe 12 până pe 15. Și niște greco-romane. Și cocoș și ce-o mai fi. Și pe 5 nu facem o singură zi spectacol. Și dacă nu mi-l cheltuie, dar stai nu-i faci să-ți mai spectacol. Poți să 20 de greco-romane. Da, da. Da, eu am confidență chiar să-și mușcă și eu. Da, 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 o singură zi, o singură zi. Doamne, o singură zi? O singură zi? Cine a dat la băieță și-a dat broacă? Le-a dat ceva, i-a plătit? Doamna e stare cu Sima și dacă mai știu ceva, 3 ori când își dat seara, n-ai ce vrea. Am avut o sugerare, am dat și poate. Asta e că doamna, dar ești singură persoană. De-aia suntem aici 15 persoane. Că nu ați zis și să 15 pe care nu m-am iar nu eu, doamne. Nu, pe ce asta vreți, fraților? Asta de ce bani discutăm că nu suntem asta de fizicare? Că ce bani să se întâmplă întotdeauna când noi asta nu discutăm de bani. Dar să mă spună bine vreau să fizicare. Da, dacă avem banii, facem când vreau să bani. Și care bani? Care bani? Trebuie să-mi dați 3 zile când aveți materiale de aici. Aveți materiale pregătite? Domnul Apostol, asta este luni. Banii și după. Păi dar cu trei bani și ce bani? Asta este luni. Sucă, le-am venit pe contract. Sucă, nu vin bani, nu se face. Dar ce stai cu ceapă? Dar avem bani, nu se face. Nu vin nu. Păi ca să vreau să sponsorizezi contractul ăla care vrea să vin. Nu mai scăduiți că nu ies. Nu, deci nu mai scăduiți. Ai curaj să spui cine și cum? Păi zile. Dar nu vă doi. După ce se închide, hai, hai, pe sine, dar sună acolo! Nu poate măcar să se bată la ceva, hai să nu spună cineva că n-au pierd de acolo, hai să nu spune, după aia politicul s-a luat. Se dă contractul lui, nu mai fost de aici, nu mai fost. Cine se votați? Nu, 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 aici a fost procedura încărcată, încărcată, că trebuia la bună. Noi facem contractul, înțeleg. De vot. Nu, adică, ieșim frumos prin... Opoziția nu mai vrea să ne lăsați putului, ce spuneți? Să-l pun din telefon. Da, vă înțelegi când n-ai dreptate. Pune camera. Unde? Ai, ai. Dar acum n-ai. Nu pune și amendamentul. Deci asta am zis. Vor acum, domnii, domnii, domnii. Nu, vor înainte de vot. Vor înainte de amendamentul și după aia vor. Doamne, este a vot. Ați înțeles, dacă dumneavoastră vreți doar o singură zi de spectacol, da? Noi vorbim aici de organizare zisul ascultului. Asta scrie pe ce scrie acolo cu ei? Dumnezeu, zile s-a scutului 12-15, cu care noi suntem de acord, dar spectacolul, așa cum a fost el conceput și anunțat cu afiș cu tot, costă mai mult decât organizarea zilelor s-a scutului. Plătiți dumneavoastră, domnule?
Da. Bugetul local sau nu plătești bugetul local nici o zi. Aia pe care vrei. Nu, dar ce zi? Mama lui de contract de sponsorizare să vedem pe ce bune. Bune, bune, ce ne vine? Înseamnă că ăsta, dacă e un contract, vine gratis. Nu, corect. Până la ăla, la punctul. Băi, frate. Bă, nu o să mai vină încercat, nu o să vină încercat. Nu o să vină încercat, nu o să vină încercat. Toate fii și toți ce ne vin de acolo, nu așa v-am spus. Că el și noi să nu mai dăm. Eu speream că așa, cu sublet nimeni. Dar poate să puteți să spunem un micro, dar nu ne-am oprit eu. Și doar atât cu acel amendament. Dacă votăm o singură zi spectacol, chiar dacă ar vrea cineva să sponsorizeze, alte trei zi nu se poate decât o singură spectacol. Hai să facem alt amendament. Bun, acest amendament... Nu, alt amendament. Automat să vezi băieții noștri. Deci, asta am spus acum. Cine este de acord cu amendamentul domnului Apostol Constantin? De pe 12 până pe 15 și cu data de 15 doar spectacol. Vă rog frumos. Și Ionel de afară. Cine este pentru? Șapte voturi pentru. Dacă suntem 7 de lăsă, vă dați procesul verbal înainte ca să fie ok. Că... Da, și la noroși, vă spune suma care va loc în Consiliul Local. Vă mulți că lii 2.000 de mii, nici o sumă. Bun, cine se abține? Să vă rog suma. Suma pe Consiliul Local avem trebuie să fie domnului, de la început doamnă. Da, ai spus din pot, dar... Da, ai fi să ține că ai fost. Cine se abține? Cine se abține? Abține. Uite, bă, ce ai votat în bugetul general? Ce să faci? Votați. 20 de milioane. Am dorit un amendament. Cu alte activități. Care a fost buget? Avem un punct, nu? Deci, am votat și acest amendament. Putem trece la numărul 5? Proiectul hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie, octombrie din anul 2023. Vă rog frumos, propune. Eu propun. Propun ca domnul Ilie să... Alte propuneri, vă rog frumos, domnul Papanescu. Domnul Paris Alin. Domnul Paris Alin, a doua propunere. N-a mai fost? Are bol. Are bol. Du-te pe fisic. Da, să nu faci. Vă rog frumos, voturile comisiei, cum sunteți? Comisia 1, Comisia 2, Comisia 1. Să trecem la vot. Pentru propunerea domnului Costea, vă rog frumos. Cine este de acord? Tot șapte, până ar fi urt. Păi da, între șapte. Și cine este împotrivă? Doamna, stai. Cine se abține? De șapte pentru, o împotrivă, se abține. Propunerea domnului Popa Costel pentru următorul Paris Alin să fie președinte de ședință pentru următoarele trei luni. Cine este de acord? Cine este împotrivă? Împotrivă. Deci pentru următoarele trei luni președinte ședinție. Va fi domnul Paris Alin. Nu sunt sub piață cu marca acum. Sună mai de ce zici. Dar sună la aici, de față cu camera. Nu vrea, dar auzi cu așa. Dar de ce nu vrea? Zerajește, să vină acum și mă duc cum are intrat. Stimați, punctul 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023. Comisiile, vă rog frumos. Comisia 1, favorabil. Comisia 2, favorabil. Comisia 3, favorabil. Dacă sunt discuții, vă rog frumos, la voi, vă rog. Vă ascult, domnul. Unde vin cei 32.000? Sunt terenurile pe care le-am aprobat la vânzare? Da. Alte întrebări, dacă sunt domnul Enache? Așa cum probabil și doamna secretar știe și poate și dumneavoastră, guvernul a emis o ordonanță prin care spune că nu se mai pute adiționa într-o direcție. Este prevăzută în viza de investiții o sumă de 100.000 de lei. Pentru achiziția, nu așa pe ceva împotrivă, dar stau banii blocați acolo.
Și eu aș propun un amendament cu acordul dumneavoastră, dacă sunteți și eu. S-a putut achiziții. S-a putut achiziții. Bun. Numai urmează să vină o mașină, putem să facă. Deci, dar n-ați promis dumneavoastră. Menționați-o profesor, dacă există achiziția făcută. Da, să vă spun că dacă este nevoie, când aveam nevoie de bani, renunțam la asta. Faptul că s-au găsit. Nu, așa, am spus că am renunțat la asta, cu banii aia facem acela. Nu, dar nu, doar există data certă. Cât ori instanția de achiziție. Există data certă și putem verifica dacă la data asta s-a făcut procedurile de achiziție. Dacă nu s-au făcut, înseamnă că nimic. Discuții, dacă vreți să luați acest proiect. Păi n-a terminat. Nu, vă ascult, vă ascult. Am mai tot în lista de investiții că pentru investiția acoperiș Bereș nu este pe rost o sumă. Poate din greșeală. Acoperișul de la Căminul Cultural. A fost pregătit de principiul. De asta zic, vreau niște explicații, pentru că în material nu scrie nimic și foarte multe modificări ale sale de investiții care nu avem nimic în spatele lor. Așa cum ați prevăzut la venituri, la cheltuieli, venituri și cheltuieli la funcționare. Îi facem la... Nu. Zic, nu ați văzut nicio perioadă. Nu, era vorba de acoferișul ăla care era prevăzut și WC-urile alea care trebuia să... Tocmai că mai fost modificată suma și la mai multe capitole. Și dincolo, la s-a susținut la fel. Dar nu am avut nimic în spate să vedem și noi de unde vin provin sumele, de unde s-au luat și unde se duc. Și n-am înțeles de ce s-a mai pus suma asta în pus. Deci pentru toate. Nu, acolo scrie acoperiș. Toaleta nu e pe acoperiș. Nu aveam un funcționare acoperiș. Era voi. De ce ai cumpărat? Ai cumpărat totul cu mânuța ta, fost. Pentru ce? Da, am înțeles, dar obiectivul se intitulează acoperiș. Și zic, cum poate să fie? Vreau să spuneți că toaletă. Păi toaletă o faci pe acoperiș. Nu. Ai dreptate, aici trebuia schimbat... Da, oameni. Da. Ce mai? Dacă mai sunt discuții la punctul numărul 6, domnul Marian Chiriac, ne întrebați dacă are discuții ceva? Bun, să supunem la vot proiectul 6. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? 3 abțineri. Și cu Marian, cred. Domnul Marian, cum votează? Nu votează. Întrebați-vă, domnul Chiriac, cum votează. Stai aici, secretar. O secundă. Faceți domnul consilier Rama, ca la diverse să-ți vorbesc. Da, și nivelul de execuție a la diverse. Foarte multe investiții. Secretar, și eu. Foarte multe investiții care nu s-au început. Și de ales. Contorizăm votul. Deci, se abține de la vot. Domnul Iosu. Eu. Domnul Ana. Se abține. Și domnul Marian Chiriac. Domnul Marian Chiriac se abține. Și domnul Ilie Gheorghiță se abține. Și domnul Marius Enachi se abține. Ați două. Abțin sau votez pentru rectificarea cu orașul de la Pâncești? M-ați înnebunit. Sunt tuturor banii pentru orașul de la Pâncești, din aia de la punctul 6. Lasă-mi stai aici, ați dat. Cum ai votat? Pentru! Tocmai pentru că sunt de la buget? N-am zis că ne ia 14 miliarde care i-a găsit. Sunt bani? La diverse, vă rog frumos. Mâine poimi după ce s-a terminat dispensarul la Berești, o să și funcționeze. La diverse, vă rog frumos. Că ți-o oameni mai punem încă o dată. Hai să începem. Acum, vă rog frumos. Domnul Costea Nicolae, la diverse. Orice, încep eu, văd că dacă am văzut, și domnul Marius. Acum am venit domnul Marius. Indiferent de suprafață, deja sunt alți 3 comercianți care vin. Care vor să vină. Care vin, care are deja contractul cu ei. Nu, contractul face primăria. Are deja contract cu ei. Eu sunt ce-a spus, dumneavoastră, sună-mi pe tare.
el era vapor, are deja un capet, 2500 euro, indiferent de suprafață. Dar tu cunoști, dar vizi mici. Domnul consilier. Dar în care mari? 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 Ce calitate vorbești? Ce calitate? Care e localizatorul? Unde? De cine? Mă, sună-l și sună-l! Sună-l! Ce calitate? Mă, sună-l tu și ia tu ce treabă! Sună-l tu! Eu am bază cu primarul comunii care l-a spus. Eu nu am bază. Deci un domnul Marius chiar nicio bază. Dacă a spus că nici nu mai are loc... Sună pe domnul cu ăsta. Nu mai putem... A spus, ia să se de la urechești, nu mai primesc pe nimic, că deja este ocupat. Iar dacă vă gândiți la o sumă de 2500 de euro, indiferent de suprafață, mai stăm de vorbă până vine. Confirmă... Până vine. Și vorbim, acuzați. Și vorbim, mă, fratul. Deja știi cum este. Păi, înseamnă că tu nu știi multe. Eu nu cred. Nu e adevărat. Păi, foarte adevărat. Nu e adevărat. Eu stau mă necânt. Dar nu cred. Eu nu mint. Uite, la cine te-o fac, că ești foc. Ia să vorbim, domnul Fulmar, că ești foc. Nu mă duc să vorbesc, domnul Marșa. Se pare că aici se întâmplă ceva cu mama mea. Nu te cred. Nu te cred. Dar nu te cred. Nu te cred. A fi trebuit dar unul dintre ăștia aici la grup și e bancă, ieșea jumulită. Are chificaia de buget. Ieșea jumulită. Dar fac sponsorizarea, l-am duc aici. Dar faci cu avocatul primăriei, mână. Asta a spus, controlează. Nu e așa. 2500 de euro, domnule. La diverse, vă rog frumos. Eu n-am vorbit cu reprezentant al primăriei să spună dai 2000. Dar în ce calitate am vorbit cu tine, Maria? Eu ce calitate? Am întrebat, sunteți organizatorul. El închiriază. A zis da. Dar ce închiriază? Ce închiriază? Terenul. Dar de unde? Dar ce i-am învățat? Dar de unde i-am învățat? Dar de unde i-am învățat? Hai, mă, 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 hai, Fori, zi tu la consilier ce am zis eu ții. Am zis că va fi acționarii de aici de la Sascut, vor rămâne cu cei 6 metri. Asta nu interesează. Păi, cu 6 lei pe metri. Iar consolidarea este pe metri. Era cu mine. Ce mi-a zis acum? 2500 de diferent de suprafață. Dar nu vreau la mea, nu să spun, dar poate vorbi orice. Voi s-ar putea să rămâneți cu Nica. Nu e adevărat. Ei au locul lor acolo. Deci nu tragi concluzia și ai să lăsăm cu ăștia străini o să o singura soluție, știi care? Și cu nimic de din 5 becuri care sunt pe o străduță, două nu ard și sună lângă apă. Am rugat, e nicio când putem, mâine se face. Un pic ce strada e? Nu știi.
Lăsă-o dacă ai vorbit cu mine așa ceva. Când mi-ai spus de duc, l-am făcut. Când mi-ai spus de canalizare, am făcut-o. Când mi-ai spus de apa ta, am făcut-o. Nu mă mai acuza nimic degeaba. N-ai vorbit cu mine de bec. Nu ai vorbit cu mine de bec. Pe cuvântul meu. Doi pensionari, lasă-le vorbi. Pe cuvântul meu. Întâi și întâi cu tine am vorbit. Unde-i strada? Pe care strada? Când am trimis acolo, l-a fost pe cuvântul așa. Că eu am vorbit așa. Că m-am vorbit așa. Adică eu am vorbit așa. Adică eu am vorbit așa. Adică eu am vorbit așa. 20 de sunt pe cuvântul așa. Nu, și nu, eu n-am nicio problemă. Pe mine nu mă avantajează. Nu mă dezavantajează acolo deloc. Dar asta v-am spus. Nu mai ziceți mâini. Pici strade. Unii nu cu la dreapta. Unii stă picior cu Sirii. Era mea scola. Nu ți-a spus. Nu l-ați trimis în două zile. A spus m-a schimbat el contactul ăla cine e electricianul ăsta care era cu mării. Strânge mai avem viață. Nu știu două săptămâni trei. Să se mânci dacă la mine. Nu, chiar nu asta. Nu, nu știu ce se întâmplă. Nu, eu am zis atâta. Nu mai ziceți mâini. Pentru că a fost luni, știți când era, luni, e gata. Apoi mâine. Haideți să nu mai fie așa. Eu n-am nimic nici cu dânsul, nici cu dânsul, nici cu... Chiar vă respect. Dar lăsăm să răspundă și cu domnul Popa. O răspuns, gata, înțeleg. Dar fie că nu-și gata. Dacă vreți să răspund... Înseamnă că am uitat, cer scuzii. Nu, dar nu vreau să-mi cer scuzii. Eu știu că a fost, dacă era acolo discuția, da? Eu am știut că a trimis domnul primar, deci nu era ca și cum era fost rezolvat. Probabil de aia am lăsat-o. Da, dar nu mai are importanță. Nu mai are importanță. Haideți să o rezolvăm și cam. Suntem la un avocat, da? Și alte obiective cu aportul domnilor din conducerea primăriei s-au rezolvat vis-a-vis de ceea ce am hotărât la începutul anului. Poate unele din probleme nu erau chiar atât de urgente. În comparație cu terenul de sport de la Păcești pe care ne-ați promis că într-o lună, în două, în trei, suntem în luna 8-a. Într-adevăr, copiii nu au acolo unde să se joace, părinții copiilor. Chiar eram în biroul domnului primar când au adus niște copii acolo și cu poliția locală să dăm amenzi, nu știu ce. M-am revoltat un pic pentru că nu este ok ca prima dată să iei măsura sancționării, să-i mai iei și la omul ăla care îi duce la muncă pe nimic, dar să dea o amendă de 5 sau 10 milioane ca să joacă copilul, că l-am întrebat și pe domnul Voicu dacă a întreprins ceva activități educative. Sau dacă au stat acolo o perioadă de timp să mai discute și cu copiii aia, doar nu duci, le faci poze și gata, dau oameni. Dacă nu le facem ceva la copii, nu au unde să juca oameni buni. Deci noi, în loc să construim ceva pentru ei, am dărâmat primul lucru care s-a început la Sascut, în anul 2023, s-a dărâmat acel gard care mai ținea și ăla un pic mingea să mai vină în stradă. Nu știu, stătea cuiva așa în cap. Rugămintea mea este, putem lansa un termen când ne apucăm o dată de terenul ăla de sport. Așa mic, pentru că am pierdut, vorbeam în ședința de comisie, că am pierdut și ocazia de a cumpăra o casă acolo lângă școală care deja s-a vândut. Mai există cealaltă variantă care, nu știu dacă o să mai avem vreodată să o luăm și pe aia. E bine că în alte părți se poate, e bine că în alte părți se pune presiuni. Acolo așteptăm să se vândă și casa aia și casa aia și o să facem un mic teren de sport acolo în spatele școlii, dar când? Sunt 8 luni de zi. Puteți lansa un teren, puteți da o... Întreabă părinții copiilor, că trecem mereu pe acolo, ce băi, tu nu vezi, treci cu mașina mereu pe aici, ies copiii în față, faceți odată ceva. Nu e mai mult decât să pot să aduc la cunoștință. Și să punem presiuni cei patru consilieri de la Păncești, pe conducerea primăriei, să vin odată la Păncești, să înțeleagă că acolo este o necesitate și să... Haide să facem o ședință, dacă doriți, cu oameni din Păncești, să vedeți ce spun oamenii ăștia vis-a-vis de activitatea noastră, că nu ne să facem acel teren de sport. Să-l lăsăm să răspundă și am terminat. Nu știu.
Deci, și astăzi am avut discuții în birou cu angajații din aparatul de specialitate care îl coordonez și să găsim soluții să putem să facem terenul de sport în curtea școlii. Așa cum am vorbit. În schimb, să facem o reparație de gard, consolidare, ca să nu ne pierdem investiția. Ceea ce ține și de lărgirea terenului de sport. Adică teren, curții școlii sunt capul terenului de sport acolo. Și am dat proiectantului să ne facă o schiță a terenului cu toate costurile școlii, cu exact. Dacă primim răspunsul, dacă mi-a fi dat între timp cât am fost de la ședință aici, să primim răspunsul în cursul zilei de mâine, cât ne-ar costa consolidarea, de fapt, a gardului școlii. Aia costă. Și cu... La frâu, nu? Da. Că, de fapt, acolo... Acolo e problema. Să face... Da. Și duce școala pe vechiul, de fapt, și, astea, de gardului da. Trasa. Și atunci am putea să amenajăm și teren de sport acolo, chiar dacă nu este la standardul celui de la Berești, din Mare. Cadrează ca la dar poate să iasă într-un standard unui dimensiune formă în teren de sport. Și să aibă copilul să-și facă... Ați dat astăzi, înțeleg, proiect. Am dat calculul de astăzi, am dat calculul din două săptămâni. Omul a făcut calculul de la tot ce este. Astăzi când am sunat, noi eram acolo, domnule, vă dau până la sfârșitul zilei, vă dau o sumă. Dar pinte nu-i dat în lucru de o lună la băiatul, da, pinte da, pentru da. Deci, noi am discutat în schimbă, ianuarie, hai să vă explic aici situația acolo. Tot discutăm și tot am dus, da, duci cu vorba. Nu vă las, domnule. N-am cum să vă las, domnule. N-am cum. Am vorbit aici în Consiliul Local, gata, ne apucăm într-o lună, două. V-ați dus, ați dărâmat cu cățica aia de gardă, a fost. Și suntem în luna 8, aș vrea să-mi spuneți acum, mă duc domnul Costel Popa, spune, o să faceți un proiect, cel trebuie să faceți, trebuie să v-am vorbit, nu vreau să-ți firmă. Că vrei să vorbim unul peste altul. Nu, domnul, sunt 8 luni, domnule. Vreau să dau răspunsul, asta e făcut răspunsul. Păi, dar nu trebuie să-mi dați mie oameni, dar nu ești unul și vreau să spuneți, ce vreau să spuneți, mi-ați vorbit la altul. Dacă avem banii să facem gardul, ca să vă explic aici. Banii aveți, banii aveți. Spre acolo înființarea de endesport. Aia a fost greșeala care ne-a dus la temele. Vorba de consolidarea gardului. V-ați înțeles? Și acum să văd cum dă situația mâine. Dacă dă, mă duc la Consiliul Județean, că trebuie să dau autorizați de construcții pentru endesport. Normal. Da? Să văd exact unde mâncarez. Dacă nu vină Consiliul Local și vă spun, domnule, mi-ajung banii ăștia, schimbăm denumirea proiectului înființarea de endesport și amenajarii. Cred că asta e. Aici, din cauza asta n-am putut să facem. Din cauza că denumirea e scrisă, aiurea. Investițiile. Sunt luni, domnul Popa, în care tot noi ne plângem că acel cămin pe care s-au cheltuit atât bani se depreciază de zi cu zi și noi în 8 luni așteptăm să se dărâme probabil pierderea și pe urmă ne gândim la ceva. Cum v-ați gândit dumneavoastră pentru Berești să rezolvați problemele? Gândiți-vă și pentru noi. În 6 ani am rezolvat problema. Și ce, adică trebuie să mă așteptăm în 6 ani? Nu? Domnul Popa, nu vă am dat de acolo. Da, ați dat de acolo. Da. Nu e gata forajul. Băi, frate, nu-i gata forajul. S-a pus la 140 metri. Apă, spune omul că este pe pistolă, în schimb a dat de o rucă. Care acolo, da, a dat de o rucă, unde... Alo? Au venit acolo, mă șor scrie, se ave cu bun. Dau carotajul? Da. La 140 este apă, dacă a spus carotajul, la prima 140. Faceți o conducă cât vorbești, faceți o conducă cât și luați-o la băiești. Asta vorbeam exact, asta eram o consiliere, este faptul că ați ajuns la 140 și dacă este mai sistem la... Aceștieni este, am prea am acceptat. Da, că ați zis că ești pe loc, că nu ești cu apă în fața, nici ești mulțumit. Da. Ce să fiu mulțumit? Sunt tot apă, da? Păi, dar nu am făcut la
O sumă de bani. Sunt cadrat până la 150 de metri adâncime. El s-a dus la 175 de metri, a văzut carotajul direcție. Carotajul nu poți să-l înregistrezi mai mult decât îi săpat, forat. Și atunci a trebuit să punem diferența de sumă acolo, ca să putem să achităm proiectul. Aici omul zice, domnule, auzi la 140. Este apă, nu zicem omul că nu este. În schimb, dacă a dat de roca aia, exact așa s-a întâmplat și la Tonceș. Dacă spargă roca, se poate să găsim calitate dublu de apă și păcat pentru că 5-10 de altă calitate, corect, aici, de altă calitate. Și azi, domnule, mergeți mai jos, găsim o soluție, copii, de că dă 5 metri, că dă 10 metri și dacă dăm de asta, deci facem carotajul de exact. Este păcat să ne oprim la 10 metri mai sus, dacă noi putem să găsim la 150 sau 160 metri de apă de calitate mai bună și mai multă. Acel foraj va rămâne acolo făcut în istorie, poate să vrea și nepoții mei apă de la forajul care e acolo. De acum încep modernizez și cu totul acela. Ați văzut cât de greu s-o construit forajele astea și cât timp a durat. Nu, trebuie să aveți voință, în comparație cu cei care au fost dus înainte. Domnul Ian, vă rog. Stau niște. Da. La diverse. Algorica până la următoarea ședință. Carotajul de la... Să primească o informare exactă, vreau să mă dați. Să primească o informare exactă, privire la pășunile localilor. Pășunile. Unde sunt contractele, adică cui este făcut contractul și temerul, adică dacă este făcut pe licitații, predare de contract, după o situație, să mi se prezintă situații Consiliului Local, conform formului administrativ. Vorbesc că știu, avem acest drept. Să știm exact unde sunt pășunile, ce le uzează, dacă sunt și dacă contractele au fost date pe licitații conform lege sau au fost predate de diverse moduri. Eu știu, eu am studiat regimul pășunilor este foarte bine reglementat de lege și se dau doar pe licitații. Și dacă vreau să ne facă o metodă, schema legea. Da, eu știu altă. Într-o viitoare ședință ordinară, domnule. La următoare, ca să fie trebuie. Ca să fie trebuie. Ca să fie ordinară. Timp suficient să primim această informare. Bănuiesc că nu are nimeni nimic de ascuns. N-aveți. Dar să știm și noi, pentru că, de ce vă spun asta? Sunt sesizări și se reclamați la cetățeni din Berești, în special, că s-a întins cu pășunea, nu știu ce agent economic sau ce posesor de contract, cu pășunea mai în următoarea ședință ordinară, o să vedeți. Da, vă rugăm să menționați lucrul ăsta și să prezinti și o situație. Să știm și noi. Domnul Romică mai avea ceva de spus la diverse, dar văd că a fugit. Pune afară. A renunțat. A renunțat. Pune afară. Cum altem? A plecat Romică. Pune afară. Și domnul Ionela nu mai dorește să spună ceva. Spuneți un am primit solicitare de la riveranii de lângă podul de la școala de la Deal. Acel pod de fier care încă... Vorbiți de Pâncești, ca să zic, de Pâncești. Nu a fost reabilitat și deși își doresc să găsească, să găsim cât mai repede o soluție ca să fie reabilitat, deoarece... Deci podul de fier de la Pâncești. Da. Tot amânăm, da? Reabilitare. Intră în reparații podul de la Măriuța Cosmetica. Așa. Și tabla de acolo, care este podul de scârbii, va fi retrasată. S-o sudăm acolo, la... Sperăm să facem chestia asta anul ăsta. 6.000. Alt aspect care mi-a fost adus la cunoștință este de înlocuirea conductei de apă pe strada de față. De anumiți cetățeni care sunt plecați în străinătate. S-a spus că nu au, chiar unul l-am verificat și eu dimineața asta, nu au branșament la apă, deși casa sau locuința lor se află pe partea conductei. Am rugămintea ca cineva din executiv să meargă pe traseul conductei să vadă ce case nu sunt branșament. Nu, dar dacă s-a astupat șanțul, ar fi fost când utilit. Facem din coașa facem și care nu a fost acasă. Trebuie inventariat tot și la tot trebuie. Chiar dacă nu e acasă, eu faci sub gard și se dă la alt aspect care trebuie
trebuie să-l aveți în vedere. Nu este un denunț, dar este un gest de corectitudine vis-a-vis de ceilalți cetățeni. Am constatat că s-au făcut branșamente duble la persoane. Și am rugămintea, ori puneți două apometre ca să fie toată lumea egală. Branșamente duble la ce spune dumneavoastră? La asta nouă? Da. Sunt persoane care au și două branșamente. De două branșamente. Și nu este corect vis-a-vis de cei care plăti, vor plăti corect. Două branșamente din până la nou? Dar nu voi repeta, da. Mă înțelegeți ce vreau? Poate două familii. Deci, nu. Poate că sunt familii. Mai multe familii. Nu, 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 dar noi o să mergem acolo, deschizi apă, unde spune și iarba, dacă sunt într-adevăr ce spune, iar nu pot să deschizi. În altă parte. Dar așează nici dacă vrei. Branșează fiecare cum vrea, între un artist din partea lor. Dar fiecare, ăla e făcut cu știința omului de la IGO. Persoana de la IGO să meargă să inventarieze acum cât șansurile sunt proaspete. Probabil s-a făcut după ce a plecat noi, în timpul nopții. Păi zice bine Ionel, acum așa trebuie să vede unde șansurile se văd. Și vezi imediat, e luat acolo. Dar e frumos de corectitudine vis-a-vis de toți cetățenii care beneficiază de apă, de la, vor beneficia de apă de la conducta nouă. Mi s-ar părea corect ca unul să plătească un apometru și să aibă dublu branșament și să nu plătească altul. Dar nu, exemplu. Haideți că iarul să spuneți că a zis Ionelana. Nu, e o chestie din... Nu, domnule, dar e așa cum ați în logică treaba. Să nu e unde să poată. Mai ales că a plouat acum să le din mie. Da, poate și pe aceea să păduri să băgă. Dar n-ai cum, că trebuie să iasă dincolo, undeva... Ca să vede după gar, să vede furtunul, domnilor. Deci dacă vrem, faci. Că a lăsat robinetul în afară, la fiecare, unde o să poate și nu e... Deci a fost foarte explicit ce-o zis. Am fost foarte explicit și vă spun, este un denunț, este un gest de normalitate și de corectitudine vis-a-vis de toți contribuanți. La diverse, cine mai dorește? Nu am stat de plată la... Domnul Marin Romin, că doriți la diverse ce an? Avem invitați, domnul? Am vă spun ce s-a făcut pe metri. Atenționerul. Dacă au două branșamente, nu e o problemă, dar să știu că vă spun. Că totuși vă pricepeți cu apa, cu geologia, cu... Nu, nu, la poliție s-a terminat forajul, are o săptămână și ceva de când e terminat și apa curge în râpă. Și domnul Ionel, mă spus că eu am emoții când îți spun adevăr, trebuia terminat. Trebuia montat, am dus țeava acolo și trebuia dat drumul la apă ca oamenii să aibă apă. Primăria nu știu de ce nu este de acord. Dacă este altă soluție, spargi în coloana, punem altă țeavă, ducem altă țeavă. Nu înțeleg. E o hârtie, e ceva. Nu știu ce porași de la Vanică. E, are capac deasupra. Nu are nici capac. Îi lua capacul, a vorbit cu omul, îi făcea reducții, tot ce trebuia. În două, trei ori dădea într-un mână și era semenea. Ăla trebuie să se scoată prin sifonare. Dumnezeu a dat-o acolo de ieși singur, natural. Fără fost un pic singur, din prin sifonare. Ascultați un pic. Așa s-a întâmplat și la Bălcuța, tot la Bălcuța nu era cu erupții naturale, cu totul diferit. S-a făcut cu compresorul până când s-a pus cabina jos. Când aici? Până să se lipizească apa. Și mama apii de o săptămână și ceva curge în răpă apa. De problemă, de o săptămână și ceva abia acum este imediat. Am dus seaua de 75 acolo, 100 de metri, stă colac degeaba pe malul forajului. Tocmai asta e problemă. Seaua care e acolo de 75. Spuneți dacă vrei să faci sau nu vrei să faci. Trebuie să răspunzi. Sigur, eu vreau să faci. Păi ce fel faci? Dați apa în răpă și oamenii stă fără apă. Și se ceartă că de ce n-are apumie zbora, că de ce n-are... Dați-le apă să ai oamenii apă, că atunci nu mai opriți... Păi și eu să le dau, așa trebuie să răspund. Țeava care a până 75 de metri, e foarte mic. E foarte mic? Păi aduce 20 ceva de metri cubi în 24 de ori. Uși, ce poate? Să dă casa de apă afară, n-are ce să fac oamenii. Forța din 24 de ori, 20 de metri. Și mult? Aia e la subdimensional. Așa? Sunt dimensionate țeava și spune, mă, nu punem țeava acolo. Da, și dacă stricați și forajul ăsta ca pe ăla care a Bălcuța aceea să fie. N-a stricat efectat. Dar nu-i folosit, nu? La Bălcuța s-a săpat, s-au cheltuit banii și când se dă drumul la apă, nu... Dar nu este apă. Hai să săpăm alt foraj. Păi, dar este apă la Bălcuța. Păi este că-i săpat alt foraj, altă cheltuială, altă investiție. Cine l-a săpat? Păi cine l-a să facă? Omul ăsta cu ezitare. Până ăla care îi făcă. Nu cu acordul nostru, dar totul. Nu le faceți cu jumătate. Dacă mai are să ieși. Apropo de forajul, puteți închide. Declarat-o închisă. Declar ședința închisă, dacă mai aveți ceva de spus.